Marți 19 noiembrie, la sediul Federației Române de Handbal a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul Cupei României la handbal masculin și feminin. Echipele călărășene ce ne vor reprezenta în această competiție sunt: la masculin, AHC Dunărea Călăraș va juca în deplasare optimile de finală cu Dinamo București pe data de 8 decembrie, iar la feminin, Danubius Călăraș va juca acasă 16-mile de finală cu CSM Slatina pe data de 15 ianuarie 2020. Meciurile se vor juca într-o singură manșă. În caz de egalitate, la finalul timpului regulamentar de joc se vor executa aruncări de la 7 metri.